Candidații din Maramureș care au susținut proba scrisă a examenului de titularizare 2018 au aflat astăzi rezultatele. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, 801 cadre didactice au avut drept de participare, 124 au fost absente și 69 s-au retras. Doi candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă, unul dintre ei a susținut proba la specializare educație fizică, iar celălalt la maestri instructor prelucrarea lemnului. Au existat 594 de lucrări notate, avem 260 de candidați cu note mai mari sau egale cu 7, 213 note între 5 și 7 și 121 de note mai mici decât 5. Au existat două lucrări anulate, una în centrul de concurs și una în centrul de evaluare. Vorbim de cei doi candidați? Nu, e vorba de alte două lucrări pentru semne particulare. Una pe care într-un caz am remarcat noi în centrul de concurs și nu am trimis lucrarea mai departe, cealaltă a fost anulată în centrul de evaluare. Procentul de promovabilitate este 79,62%. Candidații nemulțumiți de note au putut depune contestații astăzi. Același lucru pot face și mâine, urmând ca notele finale să fie cunoscute în 24 iulie. După această dată vor începe repartizările pe posturi după calendarul stabilit de Ministerul Educației. La acest moment avem 1399 de coduri de post. 614 sunt posturi întregi, 785 sunt catedre incomplete. Avem 108 posturi titularizabile. Mai trebuie spus că anul acesta nu a fost înregistrată nicio notă de 10, cea mai mare fiind 9,80. De asemenea, sunt note de 1,50-1,60 în condițiile în care notarea începe de la 1.